Primarul comunei Albota, Ion Dumitru, a afirmat că PNDL este compromis anul acesta. Președintele Asociației Comunelor din Argeș a mai spus că aceasta este cea mai mare dezamăgire a primarilor, având în vedere că fosta guvernare le-a promis de acum 2 luni că vor primi bani pentru investiții prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Dumitru a subliniat că singura șansă este ca guvernul Tudose să-și asume răspunderea pe modificarea legii achizițiilor publice, astfel încât, din primăvară, să înceapă construcția propriu-zisă a lucrărilor. De fapt, noi voiam un guvern, poate să dă drumul la PNDL. PNDL-ul este pe anul ăsta compromis. Acum nu spun că l-a compromis Grindeanu, dar cine l-a compromis, cu timpul va răspunde. Deci PNDL-ul este compromis pe anul ăsta. Anul ăsta nu mai avem ce face, domnul. Și vă spun de ce. Dacă nu modifică legea achizițiilor publice, vom sta în contestații până la anul. M-ați înțeles? Dacă acest guvern își asumă modificarea legilor achizițiilor publice, mai aveți șansă. Dacă nu, vă spun că toți primarii sunt dezamăgiți de faptul că acest PNDL trebuia să iasă de acum 2 luni. Așa ni s-a promis. Acum că l-a ținut Grindeanu, că l-a ținut doamna Șaidei, că l-a ținut domnul Dragnea, că l-a ținut Dumnezeu, n-a făcut decât să ne facă rău. Problema mare că toți primarii au ținut pentru cofinanțări banii în fondul de dezvoltare. Unii 20 de miliarde, unii 15, unii 30, unii 40. Eram așa de entuziasmați, dar nu ne mai încăpeam în piele. Și uite că n-a fost să fie. Eu zic acum, dacă sunt băieți de țep și remediază, terminăm cu licitațiile, terminăm cu contestațiile și în luna martie, la anul, ne apucăm de lucru. Mai devreme nu văd. Adică nu cred. Experiența de 20 de ani de când sunt primar mă face să gândesc astfel.